Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Duhul Sfânt, partea a doua. El vă va da un alt mângâietor. Ioan, capitolul 14, versetul 16. În Biblie, Solomon enumeră 28 de etape diferite ale vieții. Iată-le. Nașterea și are vremea ei și moartea și are vremea ei. Săditul și are vremea lui și smulgerea celor sădite și are vremea ei. Uciderea și are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea și are vremea ei și zidirea și are vremea ei. Plânsul și are vremea lui și râsul își are vremea lui. Pocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre și are vremea ei și strângerea pietrelor și are vremea ei. Îmbrățișarea și are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări și are vremea ei. Căutarea și are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Am citit din Eclesiastul, capitolul 3, versetele de la 2 la 8. Dumnezeu stabilește fiecare etapă a vieții tale. Psalmistul a spus: soarta mea este în mâna ta. Psalmul 31, versetul 15. Așadar, ce ar trebui să faci când intri într-o nouă etapă a vieții? Caută ajutorul Duhului Sfânt, întrucât El este un mângâietor. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor săi: eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Când ai nevoie de un sfătuitor pentru că nu ești sigur ce să faci sau încotro să o apuci, Duhul Sfânt îți stă la dispoziție ca să te călăuzească. Asta înseamnă că trebuie să fii sensibil când îți scoate în evidență un anumit verset pe care îl citești, când îți pune în minte un gând sau o idee care nu-ți dă pace, sau când îți vorbește printr-un prieten. Tu nu ești singur decât dacă dorești să fii. Consultă-l pe mângâietorul din tine.